ziua. Bun găsit la a doua sesiune. Continuăm discuția despre antreprenoriat. O să avem acum o sesiune dedicată afacerilor de nișă. Sunt afaceri mai mici, dar cu foarte multă personalitate. Și pentru că întotdeauna antreprenorii, fie că recunosc, fie că nu, au nevoie de consultanță, au nevoie de ajutor, am chemat alături de noi pe Ana Maria Diceanu, care ne-a pregătit câteva idei despre cum să ne vaccinăm sau nu business-ul. Iar la final o să avem o prezentare despre antreprenoriat social. Pentru început o invit pe Nicoleta Chirică, designer și fondator al brandului Iuta, să ne povestească despre rolul designului în succesul unui business. Bună ziua! Mă bucur că m-ați invitat și mă bucur să fiu aici. O să spun câteva cuvinte despre brandul Iuta, pe care l-am dezvoltat. Că avem și o prezentare, este? Avem nevoie să se vadă designul pe tot vorbim de asta. Ok, până începe, o să vă spun câteva cuvinte despre cum am început. Totul a fost în joacă, s-a întâmplat în joacă, m-am trezit făcând genți într-un studio din București, acum vreo 4-5 ani. Ulterior, am descoperit semnele și simbolurile tradiționale. Scuzați, avem un punct? Da, vă spuneam de semne și simboluri. Am descoperit semnele și simbolurile tradiționale pe care le-am adus într-o formă contemporană. Prima colecție, care se cheamă Dor de Românesc, este una în care am cules motive tradiționale din fiecare zonă geografică a țării noastre. Aceasta este dorul de Basarabia, care are ca simbolistic steaua călăuzitoare sau steaua nordului, ce era folosită în trecut de păstori pentru a-și găsi turme mai bune, pășuni mai bune pentru turmele lor. Geanta Regina Maria, care are de asemenea niște simboluri foarte interesante. Ea are semne regale, ce ne amintesc de spiritul solar al românescului. Și în ultima colecție, aceasta este geanta Magpie, care are simbolul zeiței pasăre. Colecția se cheamă Măiastra. Și fiecare geantă din colecție reprezintă o pasăre. Ce înseamnă design? Designul înseamnă, în primul rând, conectarea cu consumatorul. Trebuie să înțelegi foarte bine care e nevoia lui, ce își dorește, ce aspirații are, cine vrea să devină. Astfel încât el să poată fi reprezentat de produsul pe care îl poartă sau de brandul pe care îl poartă. Avem mai multe elemente pe care le-am folosit în colecțiile noastre. Aceste simboluri, de fapt, erau în trecut aveau semnificații diverse și oamenii rezonau cu ele. În momentul acesta, brandul Iuta se diferențiază prin asta. El în sine a devenit un simbol și poartă cu el semnele produselor și colecțiilor pe care le-am creat. Acestea sunt purtătoarele produselor noastre. Prin ce facem, transmitem bucurie și stări de a fi. Și ce cred că e cel mai important e ca designul să fie unul recunoscibil. E foarte important ca brandul să
să aibă o identitate și să, să transmită mai departe emoții și, și stări. Ne-am intrat de curând într-un scurt metraj care a mers la Cannes. Am fost invitați să prezentăm, să fim parte din, din această poveste. Și ușor, ușor, Iuta se conturează și brandul se conturează în toată lumea. Mâine o să plec la Londra la un alt eveniment, la National Film Awards, suntem sponsor principal. Și ce să vă mai spun? Este o bucurie să fiu parte din, din această poveste și să pot duce mai departe, de fapt, poveștile ancestrale care s-au transmis de generații pace. Mulțumesc! Acum 2 ani și jumătate. Da. Acum 2 ani și jumătate am început eu. Am lucrat într-o corporație vreo 6 ani. Am fost inginer. Și ulterior m-am dat seama, după ce m-am apucat de genți în atelierul București, m-am dat seama că îmi place foarte tare partea asta creativă. Și am studiat mai mult. Am făcut o școală de design și pas cu pas am scris povestea Iuta. Vă rog. Bună, felicitări pentru ce pasă. Mare fană. Mulțumesc. Care a fost cea mai mare teamă ta atunci când ai început această afacere? De vânzări, de... Da, chiar mi-a mai pus cineva o întrebare de genul ăsta după vreun an, dacă m-am gândit că nu o să meargă vreodată. Și atunci a fost primul moment în care, ok, mi-am dat seama, ok, nu m-am gândit niciodată că nu o să meargă. Da. A fost o încredere, de fapt, o încredere că toate lucrurile se așează la timpul lor și că am oamenii potriviți la un moment potrivit în jurul meu. Și cred că asta m-a ajutat enorm. Nu am nicio teamă. Și dezavantaj, trecând de la statutul de angajat la cel de antreprenor, presupun că sunt niște diferențe. Da, dezavantaj e că lucrez și duminică. Adică nu mai știu exact când e joi, când e duminică, când e luni. Dar în rest se compensează foarte mult cu satisfacția și cu bucuria pe care mă aduce făcut din pasiune. E un echilibru. E un echilibru acolo și ok. Mulțumim, dacă mai sunt alte întrebări. De la ce vine Iuta? Iuta. Da, Iuta vine de la Iutita, care e un personaj din Vechiul Testament. Are și ea o poveste. De fapt, tot ce creăm noi aici are o poveste. Fiecare produs are o poveste, fiecare semn are o poveste, fiecare colecție are o poveste. Și eu tare poveste, da. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. O să vin ca cu unii de mai plantului, cu Vitalul Odigo, coffee shop și cocktail bar seara. Salutare! Și locul recunoscut drept cafenea unde se bea cea mai bună cafea din București, nu? Da. Ne-a străduit. Sunt foarte fericit să fiu aici. Mulțumesc Biz pentru invitație. Vă mulțumesc că mă ascultați 15 minute. De obicei vorbesc cu 8 persoane la cursuri de barista, nu cu 100 de persoane. Deci nu mă simt în elementul meu. Dar o să încerc să vă spun câteva lucruri despre Origo și despre ce am creat acolo. Toți ne spun că avem un lucru în comun cu pasiunea. Și de la 15 ani, lucrez în domeniul barului.
deci nu este întâmplător că încă lucrez în domeniul barului. M-a atras foarte mult și mi-a plăcut foarte mult. Atunci nu exista cafea, probabil că ar fi fost mai bine, dar exista lumea barului și cocktailuri și mixologie și era un domeniu fascinant. Mai ales când la 16 ani ai șansa să înveți de la un barman din Londra despre cocktailuri și mixologie. Două secunde, rezolvăm. Și în această prezentare, în general, vreau să vorbesc despre o investiție mare, pasiunea. Când banul nu are raționament și când pentru a face un lucru, pasiunea, nu mai te gândești la nimic, nu ai business plan, nu faci nimic, doar te duci înainte. Cum s-a format această pasiune? Când vezi un om că face ceva extraordinar într-un bar, mânuiește o linguriță într-un fel, când vezi un om care desenează o inimioară într-un cappuccino, se pare extraordinar, wow! Și de acolo lucrurile evoluează. Bun, merge! Bun! Ce înseamnă investiție în pasiune? Ca și toți antreprenorii. Înseamnă, în primul rând, muncă. Și muncă multă, mulți ani de zile și mai mult timp petrecut cu acel lucru. Dacă iubești un lucru și îți place să-l faci, cred că trebuie să petreci foarte mult timp cu el, ca să-l perfecționezi, să-l faci bine. Dacă alții termină munca în 8 ore sau 10 ore, tu mai stai 3 ore peste ca să poți să perfecționezi acel lucru. Și experiență, bineînțeles, atât națională cât și internațională. Și poate unul dintre cele mai importante lucruri pentru mine este atunci când mergem în afară și am auzit de voi, sunteți din România, wow, super tare, haideți la noi în Praga să faceți cafea, hai în Londra la festivalul de cafea să pregătiți cafea. Acolo sunt recompensele mari, să zic așa. Primul job la 15 ani, primul business la 23 de ani. Acolo, atunci am realizat că eram puțin frustrat, pentru că munceam foarte mult, lucram într-un bar, dar simțeam că nu pot să schimb nimic. Munca de barman, așa cum este și astăzi, este văzută cum? Niște băieți care lucrează noaptea, care râd mereu, nu sunt deloc serioși și niciodată nu pot să-i prezint cunoscuților că nu sunt serioși. Și la 23 de ani, după câteva consultanțe pentru baruri care s-au deschis, am decis împreună cu asociatul meu, Bogdan Nicolae, care și el era barman și lucram împreună, să facem o școală de barman. Școala de barman se numește Barmania, face și astăzi cursuri pentru barista, pentru barman, pentru somelieri. Și scopul nostru a fost acela de a crește nivelul educației oamenilor din spatele barului. De cele mai multe ori, de fapt, este o nișă. Și de cele mai multe ori, când mergem într-un bar, când mergem într-o cafenea, nu suntem mulțumiți de servicii, nu suntem mulțumiți de produs. Și cineva trebuie să învețe oamenii ăia să facă treabă. E nevoie de educație pentru a putea crește nivelul. Am încercat din toate puterile ca în firma Barmania să creștem nivelul educației. Doar că patronii trimiteau barmani la cursuri. Barmanii învățau niște lucruri, după care se duceau, era plătit de patron cursul și nu exista motivație. Foarte mulți plecau afară, schimbau jobul. Nu vedeam finalitatea acestui proiect. Între timp, pe la 22 de ani, am fost la un curs în Italia despre cafea și acolo m-am îndrăgostit de cafea. Când am văzut cât de complexă este și cum ghicesc oamenii ce cafea, de unde este, ce fermă este, m-au dat peste cap. Adică mi s-a părut incredibil. Și eu m-am axat mai mult pe partea de cafea și am început să învăț. La început am fost autodidact, am citit tot ce însemna cărți în domeniu pentru a mă pune la punct și povesteam oamenilor despre cafea. Foarte mulți au început să-mi ceară să fac cursuri, să-i învăț despre cafea. În acel moment, cultura noastră era cafea la ibric și niște spesoare care făceau cafele lungi. După care am început din nou să fac foarte multe traininguri prin țară, alături de branduri de cafea din România. Am început să învăț oamenii să prepare cafea, dar din nou nu se întâmpla nimic. Și am zis, ok, bun.
Primul pas a fost acela de... m-am hotărât să particip la o competiție națională de barista. Sunt niște competiții internaționale pentru această meserie barista. Și dacă câștigai faza națională, mergeai la competiția internațională. Cu atât mai mult mi-am dorit să o câștig, pentru că eram în Columbia, pe o plantație de cafea. Aveam și o vizită la plantație de cafea. Și am câștigat competiția. Am fost în Columbia, am reprezentat România la campionatul mondial de cafea. Și în acel an, în 2011, cred că am vizitat vreo 10 țări. Am văzut tot ce însemna în domeniu, tot ce înseamnă coffee shop. Eram foarte actualizat cu ce se întâmplă la nivel internațional și cât de mult crescuse cafeaua de specialitate și foarte frustrat în România, pentru că o pungă de cafea te costa mai mult transportul decât să o aduci în România. Nu existau prăjitorii artizanale, nu exista cafea proaspăt prăjită decât doi prăjitori în București. Și era foarte greu să ai acces la cafea bună. Ne-am gândit să facem un spațiu. Eram foarte hotărâți și am vrut să creăm un spațiu prin care să demonstrăm că dacă sunt servicii de foarte bună calitate și produs, cel mai bun produs, o să fie foarte bine. Și așa s-a născut ideea de Origo. Să facem un loc în care serviciile și produsul să primeze indiferent de orice altceva. Am vrut să facem Origo pentru a demonstra că dacă faci calitate, nu ai cum să greșești. Partea frumoasă este în Bogota. Am ajuns pe plantație și fiecare dintre competitori am plantat un copac de cafea și am întâlnit fermierii și lumea asta care este extraordinară. Aici eram foarte fericit. Poate cel mai fericit. Acum 3 ani, atunci a început. S-au deschis două locuri, două, trei locuri în același timp. Noi am deschis și cu prăjitorie, pentru că aveam nevoie să avem cafea de foarte bună calitate. Bun. Ce înseamnă cafea de specialitate? Auzim foarte des termenul ăsta. Cafea de specialitate sunt un grup de oameni, o comunitate, ce înseamnă cel mai sus în cafea, 5% din tot ce înseamnă cafea la nivel internațional, și sunt oameni într-o strânsă legătură. Este fermierul care plantează cafeaua, există intermediarul sau nu există intermediarul care ia cafeaua de la fermier și o aduce la prăjitorie. Mai interesant este dacă poți să te duci la fermier să iei direct cafeaua, ăla este visul oricărui prăjitor. După care există prăjitorul, care nu prăjește cafeaua ca pe alune sau ca pe grâne și încearcă diverse profiluri până ajunge să găsească profilul specific de prăjire al cafelei respective. E multă chimie și multă fizică și e un domeniu foarte complex partea de prăjitorie. După care există barista care știe să prepare, să pună în valoare acea cafea, știe să o descrie, știe să relaționeze cu oaspeții. Și există și consumatorul care este atras de lucruri de calitate, care este atent la ce mănâncă, care este atent la ce vin bea, care este atent la ce cafea bea și caută calitate și nu doar un produs pe care să-l bea dimineața să se trezească și să fie în formă. Așa a apărut Origo și Origo a fost gândit, dacă aș vrea să lucrez într-un loc, cum ar trebui să arate? Ce energie ar trebui să-ți dea? Și de aici am pornit. Am vorbit cu... a fost o muncă de echipă și toți s-au aruncat în acest proiect înainte să facă o treabă din care să aibă de câștigat după. Origo este mai mult, pentru mine cel puțin, este un lucru în care aș face orice, dacă reușim să facem un shot mai bun de cafea. Când zic echipă, mă refer la designeri, arhitecți, mă refer la firmă de PR, comunicare, mă refer la un om pe partea administrativă care să se ocupe de tot ce înseamnă acte și așa mai departe, mă refer la prăjitorie, mă refer la angajați. Pentru că angajații sunt interfața ta cu oaspeții, sunt foarte importanți. Și mă refer la oamenii care vin acolo, pentru că cumva trebuie să găsești o legătură cu ei.
Am avut în Origo cam tot ce mi-am dorit. Prăjitorie, să controlez că toate boabele de cafea sunt prăjite corect și folosite fix în data în care au sunt cele mai bune. Bar, pentru că a rămas vechea pasiune și seara ne transformăm într-un cocktail bar și facem 5-10 cocktailuri și vin barmanii și le prepară după ora 8 și încă vorbim de cocktail, mai gustăm un cocktail, ne place, a rămas o pasiune acolo. Echipă, foarte important. Modelul meu de business de dezvoltare este acela de a mă dezvolta prin echipa care se află în interior și să vă povestesc un pic mai încolo. Și comunitate de oameni. Lucrul ăsta a venit după, ca o recompensă și ne-am bucurat tare de el. Avem 3 ani de Origo, au trecut repede și au fost 3 ani frumoși, foarte frumoși din viața mea. Am avut, conceptul a durat, știam cam cu 2 ani înainte cum se va numi locul, știam foarte, imaginam ceea ce trebuie să facem și eram foarte conectat și sunt foarte conectat la tot ce se întâmplă la nivel internațional în domeniul meu. O dată pe lună, de 2 ori pe lună, jurizez o competiție internațională, mă duc la un festival de cafea. Pur și simplu trebuie să simt nevoia de a fi conectat mereu la ce se întâmplă la nivel internațional. Atunci când am deschis, am pus pe e-jobs, am zis că nu vreau să cunosc pe niciunul, vreau să-i cunosc prin CV și interviu. Am intervievat 40 de oameni, am ales 12, le-am propus să vină 5 zile la training și voi alege din ei 6. Am ales 6 oameni, am stat pe ei în training 2 săptămâni, după care alte 3 luni și așa s-a creat echipa la Origo. Astăzi, în echipă mai sunt 3 oameni din cei 6. Cam așa se întâmplă. Dar în schimb suntem 15 oameni la Origo care lucrăm în 60 de metri pătrați. Uneori ne cam îmbrâncim, dar uneori este foarte aglomerat. 2 participări internaționale. Am participat la WBC. O colegă anul trecut a noastră a participat la Brewers Cup, a câștigat faza națională și a fost la competiția internațională în Göteborg. Și un Loring Smart Roaster. Am început cu un prăjitor de 1 kg în locație, după care continuat cu unul de 5 kg și acum avem unul de 15 kg. Dăm cafele și la alte locații care vor să facă cafea bună. Ăsta e singurul principiu. Adică să aibă echipamente și oameni trainuiți. Echipa este un lucru important. Ideea mea legată de echipă, dacă stai 4 ani cu mine și faci cafea bună și înveți să faci cafea bună și ești orientat către client, poți să ai propriul tău coffee shop. Pentru că în acest domeniu, unui om, ca să ajungă să facă cafea bună, ia foarte mult timp și nu există specialiști. Sunt foarte mulți investitori, și la nivel internațional și la nivel național, care vor să-și facă un coffee shop, pare o treabă ușoară. Dar vă spun, lucru interesant, lucru important este omul care stă acolo și este interfața între tine și client și care este 100% dedicat pentru cafea. Comunitate, partea frumoasă, este o poză de luna trecută, de la campionatul național din Polonia, câștigătorul din Polonia. Lumea cafelei este o comunitate incredibil de frumoasă, strânsă, unită, extrem de dezvoltată, locul 4 în lume după... Este un domeniu extrem de mare și este ca o universitate. Sunt extrem de multe specializări, de la cei care fac achiziție de cafea verde până la cei care doar gustă cafeaua, de la cei care prăjesc până la cei care verifică în laborator tot felul de varietăți de cafele. E un domeniu frumos, mare și odată pe an ne vedem la campionatul mondial. Alți colegi de-ai mei sunt foarte axați pe interacțiunea cu musafirii și nu vor să participe la competiții. Aceasta a fost calea mea. Ei vor, zi de zi, cea mai mare energie o primesc de la musafirii care vin. Pot să vă spun câteva lucruri pe care le-am învățat în acești 3 ani. Avem 2 angajamente față de business. Educație și pasiune. Nu ai pasiune, nu-ți place ceea ce faci, nu o face. Educație. Asta este problema noastră a tuturor, că dacă, cel puțin în domeniu,
ai nevoie de educație. Cel mai mare, un lucru care mi s-a părut interesant, am cunoscut pe cineva extraordinar de bun în domeniul meu, avea o facultate în Danemarca despre sănătate și food. Și mi s-a părut, uai, de ce aș fi avut asta acasă, că era incredibil. Cunoaște cel mai bine nișa, nivel național, nivel internațional, și dacă faci calitate, nu ai cum să pierzi. Deci dacă faci calitate, nu ai cum să dai greș. Din punctul meu de vedere. Creează un concept autentic. Atunci când foarte mulți prieteni mi-arată, acum există un coffee shop în Turcia care arată exact ca Origo. Există foarte multe lucruri care le-am văzut și oamenii s-au inspirat din ce am făcut. Dar nu ne deranjează, mi se pare un lucru bun, dacă lucrurile se schimbă bine, ăsta e un lucru extraordinar. Și ce am făcut la început și ce fac și astăzi, dacă mă duc la Origo, fac o glumă, râdem, glumim, ne simțim bine împreună cu colegii, pentru că, așa cum știm cu toții, nimeni nu pleacă din cauza altor probleme decât cele de înțelegere în cadrul echipei. Și am încercat să le spun și lor, dacă vreți ca toate lucrurile să funcționeze, în fiecare zi încercați să vă simțiți bine la muncă și simțiți-vă bine alături de clienți, alături de colegi, alături de vecini, alături de gunoierul care mătură pe stradă. Just be nice. Nimic mai mult. Foarte mulți, am întâlnit ultima perioadă foarte mulți oameni care vor să-și deschidă un coffee shop și vor să se lase de business-ul actual, să se apuce de un astfel de business. Pare frumos, o cafenea este un lucru frumos. Singurul lucru pe care îl recomand, să se aștepte să sune telefonul la 12 noaptea, să te trezești la 5, să deschizi espresorul. Nu este niciun business, de fapt, nu poți să lucrezi 8 ore. Trebuie să fii acolo full time. Și facem ce ne place, facem cafea, dar facem și ce nu ne place. Vorbim cu autoritățile, completăm 1000 de formulare și avem un stres pe cap în fiecare zi cu un control sau cu alte lucruri de genul ăsta. Avem și probleme, avem maintenance. Astăzi a fost o zi cu probleme. În fiecare zi se întâmplă ceva. În fiecare zi, probabil că vin și foarte mulți musafiri. Sâmbătă a căzut ușa de la baie. Astăzi avem, nu știu ce, la seară am avut deratizare și astăzi am avut o problemă cu un gândac. În fiecare zi există o problemă. Și să te aștepți la asta, să nu le iei, e normal, se întâmplă. În fiecare zi trebuie să aștepți un telefon, să știi că ceva se va întâmpla. Și ești acolo ca să rezolvi, ca să-i ajuți pe colegii care lucrează. Logica de business este pasiunea, îmi place ceea ce fac foarte mult. Investesc oricât bani am și care nu i-am, așa am făcut prăjitorul. Am făcut un credit, am luat cel mai bun prăjitor pentru că știam ce rezultate există. Și tot spun că m-au întrebat la un moment dat foarte mulți oameni când am cumpărat prăjitorul, dar ți-ai făcut vreun plan, în cât timp îți recuperezi investiția? Planul meu este să fac cea mai bună cafea și să ofer cele mai bune servicii și vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc frumos! O zi fericită! Mă gândeam ce vreau să fac în coffee shop-ul respectiv și mă gândeam că vreau să vin la originile bartendingului să fac cocktailuri clasice, foarte corect făcute din ingrediente bune și vreau să lucrez cu origini de cafea, să știu exact sursa, ferma, locul din care vin, fermierul chiar.
Și atunci am căutat un cuvânt asemănător originilor, iar în latină origo înseamnă origin. Și de acolo a venit numele și am fost super inspirat și m-am simțit foarte fericit și, forma, na, s-a întâmplat. Prăjitoria, da, dar pentru că suntem, poate, pentru că ne dorim ca totul să fie perfect la prăjitorie, dorim ca din toamnă să face, să poată fi accesul liber, să poată să existe vizite. Nu că suntem într-un curs de amenajare, ne-am mutat de două ori de când am deschis. Noi am deschis coffee shop-ul cu prăjitoria interior, după care am vrut să ne mutăm aproape ca să... Când ești antreprenor și te împarți în două business-uri, că de fapt noi am început cu Barmania, Barmania acum se ocupă colegul meu, am deschis Origo și am zis, ok, vreau să am doar Origo, dar cu Origo a venit și prăjitoria și noi am pregătit pentru asta și mă gândeam că, ok, dimineața mă duc la Origo, la 10 plec la prăjitorie, la 6 mă întorc din nou la Origo și la... până când se poate. Și la început am deschis foarte aproape, am avut problemă cu spațiul, era o zonă cu probleme, după care ne-am mutat un pic mai departe și acum încă suntem într-un curs de amenajare. Am cumpărat prăjitorul, avem cafeaua, dar mai trebuie să facem câteva lucruri acolo ca să fie perfect, să ne bucurăm de lucrul ăsta. Bună, Nicoleta Standarsul. Te rog, Mihai, spune, cam câte cafele vindeți pe lună? Cafele nu limonadă, nu suc, nu frappuccino, nu cappuccino, nu alta care cred. Cafele. 300 de chile. Nu, ce ești, propune, nu știu. Au fost zile cu peste 1200 de preparate. Nu este zi fără 400 de preparate. Cam care este capacitatea cafenelei? 45 de metri pentru oameni și 65 de metri cu totul. Trebuie să mai aducem un espresor, asta este planul de acum. Am început cu un espresor cu două grupuri, avem unul cu trei grupuri, trebuie să aducem două espresoare pentru că durează o jumătate de oră și oamenii nu știu ce se întâmplă în spate. Și ultima mea întrebare. Cafea foarte bună, bravo. Cunoscători ai? Atunci când am deschis, aici a fost surpriza. Sunt oameni care cumpărau cafea din străinătate, care aveau super echipamente acasă, extrem de scumpe, super pasionați, știau totul despre cafea, iar la Origo i-am întâlnit. Când aveam Barmania, nu reușeam să interacționez cu ei și n-aveam cafea. Așa ei, când au simțit gustul și aroma cafelei, ne-am întâlnit imediat. Bună, Mihai! Felicitări pentru ce faci. O întrebare. Cafeaua te-a găsit pe tine sau tu ai găsit cafeaua? Când m-am dus la curs în Italia, era o sumă imensă pentru mine ca și barman, atunci 1000 de euro, a costat cursul, a durat două zile. Și m-am dus pentru că vreau să știu toate aspectele domeniului meu, făceam, început să-ți fac consultanță, să organizez baruri și cafeaua, lucrând noaptea, nu lucrasem cu cafeaua, nu știam nimic și simțeam că nu știu și am zis că la un moment dat o să învăț eu și despre vin, dar hai să încep cu cafeaua, că... Și am fost la curs și acolo ce se întâmplă la cafea e un domeniu extrem de creativ și nu te plictisești. Înveți și rămâi student și ți se pare că nu știi nimic. Lucrurile evoluează de la un an la altul, tehnologia care se folosește, tehnicile de procesare pe plantație, pur și simplu, ce spuneam acum 3 ani, acum este opusul datorită studiilor și informațiilor care ne vin. Este incredibil domeniu. Și curiozitatea poate mă alimentează puternic la cafea. Mulțumim frumos! Mergem mai departe acum. S-a vorbit foarte mult despre pasiune. Dar pentru că în antreprenoriat consider că nu este suficientă doar pasiunea, mai e nevoie de ceva în plus. Am invitat-o pe Ana Maria Liceanu, senior partner la GMP PR, să ne povestească un pic dintr-o altă perspectivă despre problemele cu care se confruntă antreprenorii. Da? Bună ziua! Eu o să fiu the bad guy în acest panel, pentru că am auzit povești extrem de frumoase, pe care cu siguranță toți le-ați apreciat. Eu o să vă scot din zona de poveste, ăsta e rolul meu de consultant. Care e legătura mea cu antreprenoriatul? Am doi copii cu un antreprenor,
Lucrez cu doi antreprenori, pe unul dintre ei o să-l auziți în panelul următor. Și vă admir foarte mult, nu pentru pasiune, și eu cred că am pasiune, dar pentru curaj și nebunie. Un lucru esențial în antreprenoriat, mai ales dacă trăim în România. În calitate de consultant pentru antreprenori, am învățat câteva lucruri esențiale. Odată, trebuie să-l asculți, nu trebuie să-i dai o soluție. De multe ori, acasă se plânge soțul și eu încerc să-i dau soluții în calitate de consultant și nu refuză total. Doi, niciodată să nu-i dăm răspunsul la o întrebare. Prin urmare, această întrebare nu o să fie răspunsă în prezentarea de astăzi, deci o să răspundeți singur la ea. Și trei, trebuie să avem foarte mare răbdare, să încercăm să vă luăm încet, încet de pe norișorul vostru de poveste și pasiune și să vă aducem cu picioarele pe pământ. Asta o să fac eu în următoarele 15 minute și o să vă vorbesc despre comunicarea de criză. Și vreau să vă închideți ochii așa un pic, am înțeles că în prima sesiune s-a vorbit despre energii pozitive. Și să vă gândiți, sunteți un antreprenor, cu pasiune ați lansat un produs, un produs pe care cu toată încrederea vreți să-l dați copiilor, copiilor voștri, cu altor copii să-l guste. Ați reușit cu efort maxim să-l aduceți într-un mare retail și sunteți în fața televizorului într-un weekend la ProTV și vedeți cum produsul vostru în mâna unui ONG este the bad guy într-o poveste, este acuzat pe nedrept că folosește, să spunem, ingrediente pe baza produselor modificate genetic, iar acel retailer, unde cu pasiune ați încercat să introduceți produsul, declară că îl retrage de pe raft. Zilnic ne întâlnim cu astfel de povești. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Brânza Brădet, dacă ne uităm la colectiv, nu cred că există poveste fără o situație de criză. Și pentru că sunt mamă și am zis să nu vin să spun că sunt antreprenor, că o să fie singur alte povești, o să fac o paralelă între deciziile pe care ar trebui să le facă un antreprenor care dă naștere unui business și care crede în produsul respectiv. Prima decizie pe care trebuie să o facă un părinte este dacă îl vaccinează sau nu pe copil chiar înainte de naștere. Și s-a vorbit mai devreme, chiar au fost două întrebări pe zona de marketing. Antreprenorul, în primul și în primul rând, se gândește la bani, de unde fac rost de bani, cum îmi dezvolt business-ul, ce trebuie să aduc, cum trebuie să fiu diferit, cum pun pasiunea mea în practică și marketing, zona de marketing. Am văzut că e un interes foarte mare de cum a venit pe lume un nume. Din păcate, nu există companie, idee, vis, care să nu întâmpine la un moment dat o criză. Încercam în timpul prezentărilor de mai devreme să inventez o criză și cred că am vreo 10 în minte. E trist, dar este adevărat și trebuie să ne uităm cumva la realitatea aceasta. Pentru prima oară am realizat acest studiu pe antreprenorii din România. Noi și împreună cu Rebele am văzut că și în sală sunt ceva membri Rebele. Și, din păcate, 40% dintre antreprenori spun că au întâmpinat în ultimile 6 luni o criză de comunicare. Este foarte mult. Procentul acesta, la nivel global, de 40% este pentru ultimele 12 luni. Nu știu de ce România e cumva mai aptă pe zona asta de crisis, dar este un procent pe care vă rog să-l luați în considerare. 50% dintre consumatori au boicotat o companie sau s-au alăturat unui boicot. Cred că dacă întreb în sală câți dintre voi la un moment dat ați depus o plângere sau ați comentat pe un brand sau să fie câteva mâini ridicate, în calitate de consultant, lucrul acesta ar trebui să dea de gândit și poate printre primele 3 bullet point-uri pe care un antreprenor le are în cap când lansează un business, să fie și zona de comunicare de criză. Sfatul meu este să puneți pe hârtie toate riscurile posibile, reale, nereale, credibile, necredibile și să încercați să vedeți dacă sunteți apt să răspundeți acelei situații. Nu știu, gânda cu acela se găsea la un moment dat într-un produs sau după ce ați dat cu
dezinfectant, s-ar întâmpla ceva, orice idee ar trebui pusă pe hârtie și luată în considerare. Din păcate, 30% dintre companii au creat un plan de criză doar după ce au întâmpinat o criză. Dar este bine că se întâmplă. Studiul pe membrii Romanian Business Leader ne arată că nu lucrează, majoritatea nu lucrează cu agenție de PR. Partea bună este că 72% au un telefon, un număr al unui om de comunicare, ceea ce este foarte, foarte bine. Al doilea lucru, primul vaccin se face în primele 24 de ore. Părinții știu asta, e o decizie controversată. În momentul în care lansez un business, mă lupt foarte tare să câștig încrederea consumatorului, să câștig client, să câștig, să dovedesc transparență, să dovedesc încredere, să dovedesc că ideea mea funcționează. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva atunci, lovitura este mult mai mare decât, să spunem, după o perioadă în care eu mi-am câștigat încrederea publicului meu. Și două lucruri care sunt lovite principal în momentul în care se întâmplă ceva, este reputația companiei și performanța financiară. Și nu cred că este antreprenor care să nu sperie zona asta de performanță financiară. Și de ce spun asta? Pentru că un crisis plan, deci un plan de comunicare de criză, include inclusiv partea de continuitate a business-ului. Cum continui eu mâine dacă s-a întâmplat ceva? Ce fac eu ca business-ul meu să funcționeze dacă s-a întâmplat ceva? Încrederea este extrem, extrem de importantă. Povestea funcționează foarte mult, dar încrederea consumatorului că produsul acela este ceea ce trebuie, se câștigă foarte greu. Iar orice înseamnă investitor și client, cred că se duce prima oară la Google să întrebe despre produsul și compania respectivă, iar Google de cele mai multe ori ne spune care este reputația noastră ca business, ca brand. Deci eu vorbesc foarte mult de reputație. În momentul în care aud o știre negativă, un zvon, să spunem așa, real, nereal, nu intrăm în discuții. Despre o companie în care am foarte mare încredere, nu tind să cred acel zvon, decât dacă nu am încredere în compania respectivă, mi-este mult mai ușor să cred acel zvon și să-l dau mai departe. Deci, cumva, zona de reputație este extrem de importantă. Tot mă întorc la vaccin, mă întorc la castravete. În momentul în care am vaccinat un copil, nu înseamnă că acel copil nu se mai îmbolnăvește. Face boala, dar se manifestă mai puțin agresiv. Nu știu dacă se vede, o să vă încerc să vă citesc. Studiile arată că proprietarii de business-uri au foarte multe temeri. Din păcate însă, temele respective nu sunt adresate de planurile de criză, să spunem așa. Pe primul loc este terorismul, pe al doilea loc sunt zvonurile, chiar dacă ele sunt adevărate sau nu. Și gândiți-vă un pic la cazul Brădeci și declarația ministrului, o declarație falsă care, din păcate, a îngropat, să spunem așa, un brand. De unde vin potențialele crize? Și din nou studiul care s-a finalizat ieri, deci este proaspăt și sunteți primii care vedeți acest studiu, spune că antreprenorii din România văd un potențial mare de crize din zona problemelor de produs, a problemelor interne și a social media. Indiferent ce produs, cât de frumos și roz credeți că este voi, consultantul tot timpul o să vă spună că cu siguranță se va găsi o problemă dacă ne stoarcem creierii care ar putea să apară. În momentul în care mi-am făcut un plan de criză, impactul crizei este mult mai mic. Tot încerc să mă întorc la Brădeț. Toată lumea, din nou sunt de bad guy, toată lumea a lăudat ieșirea directorului general. În crize tot timpul recomandăm transparență, ieși, spune, arată, nu te ascunde cu capul în nisip. Am apreciat reacția, în schimb am regretat mesajele. Mesajul lui a fost cumva și a omorât brandul înainte ca el să moară. Cu alte cuvinte, dacă în acel mobil, că am văzut că există,
10 minute se suna un consultant măcar să-i schițeze mesajele. Nu înseamnă că manipulăm mesajele, nu înseamnă că, vezi, Doamne, nu suntem noi în carne și oase. Înseamnă că facem orice posibil să salvăm business-ul pe care l-am născut și în care am depus acea pasiune. 77% dintre companii în ultimul an au investit, au crescut bugetele din zona de comunicare de criză și asta ne spune foarte multe. Copilul se vaccinează din 2 în 2 ani. Așa se întâmplă și în criză. Nu trebuie să avem un plan, l-am bifat, ok, am avut timp la începutul business-ului să-l facem și după aia am uitat de el. Trebuie să revenim asupra lui de fiecare dată când ne extindem echipa, când se întâmplă un lucru nou în business, să revenim, să ne luăm timp, măcar o zi pe an, să ne uităm pe el și să înțelegem impactul și poate chiar s-au schimbat procese în business care pot fi incluse în acel plan. Repet, planul de criză nu înseamnă da un comunicat de presă cu mesajul X, înseamnă comunic, dar cum fac în așa fel încât business-ul meu să continue. Da? Dacă, nu știu, îmi arde locul unde eu cos genți, cum fac ca mâine să livrez genți mai departe. După vaccinare, ca și în timpul bolii, copilul trebuie monitorizat cu atenție. Social media este un tool extrem de util dacă ne luăm timpul necesar să ascultăm oamenii, să vedem ce au de zis și să vedem potențialele de risc. Ce rămâne de făcut dacă mâine întâmpinăm o criză? Așa cum am spus, nu voi răspunde la această întrebare. Am fost în momentul în care discutam cu colegii despre prezentare, mi s-a spus că sunt consultantul acela tipic care doar pune pe masă niște chestii și nu are curajul să ia o decizie. Dacă vreți să mă întrebați, o să vă răspund. Dar de dragul prezentării, pentru că vorbim cu niște antreprenori, aș vrea să vă gândiți voi. Puteți să vă rugați, România, cred că e una dintre cele mai religioase țări. Biserica e mai de încredere decât orice altă instituție. Noi în agenția noastră încercăm tot timpul să vedem dacă putem să includem biserica în campaniile noastre. Până acum n-am făcut-o, dar cred că e o rețetă de succes. Deci puteți să vă rugați sau să chemați vestitul erou din serialul 24 de ore, dar o să dureze rezolvarea probabil mai mult de 24 de ore. Clasicul, nu spune nimic, no comment, nu suntem noi, nu e despre noi vorba, și alții vorbesc și umplă golul. Sau să ieșim din zona noastră de confort, să luăm atitudine și să nu-i lăsăm pe alții care nu ne cunosc business-ul, care n-au depus efort, care nu știu ce înseamnă să ai un business, care nu știu ce înseamnă să ai o pasiune, să vorbească în locul nostru. Într-o situație de criză, dacă nu vorbim noi, sigur vorbește vecinul, sigur vorbește gunoierul, care a văzut ceva suspect într-o dimineață, sau mai știu eu ce alt personaj care dă bine la TV. Dacă vă spun acum că 70% dintre crize pot fi prevenite, ce alegeți să faceți? Să vaccinați sau nu? Și vă las pe voi să... Este nu, pentru că prevenția în România mai are până să ajungă la ce ar putea să fie. Eram sigură că acest subiect va genera situații controversate de discuție. Hai că am trei întrebări. Dar e o criză. Deci îți arunc microfonul? Nu. Bună, sunt Nicoleta Scarlat de la Iceberg. Iceberg este o companie care prelucrează salată și situația de criză la Iceberg se regăsește în aproximativ fiecare frunză, pentru că este extrem de dificil să explici unui consumator când un hamburger sau o salată pe care a cumpărat-o dintr-un restaurant luxos, omita este valoarea adăugată. Mulțumesc lui Dumnezeu, ultima discuție pe care am avut-o cu consumator de la Ikea, s-a terminat, deci o mină norocoasă de a făcut să ne întâlnim. Adică atât de proastă sunt și atât de mult norocam. Adică, vreau să te întreb, consider că aceste crize în România, de fapt nu consider, este părerea mea, crizele în România mi se pare că apar din două motive. Unu, pentru că noi suntem neștiutori. De fapt, e un singur motiv, suntem neștiutori, nu cunoaștem, nu ne documentăm. Unul dintre cele mai mișto cazuri este cel cu mâncarea, nu, un hamburger de la McDonald's făcut din carne de copil, care toată lumea a fost oripilată, dar nu s-a gândit că n-ar fi absolut de productiv să folosești 3,5 kg de copil făcut
cum la 9 luni, adică e complet aiurea, n-ai de ce. Așa. Și dar ăsta mi se pare a fi și plus și minus. Întrebarea mea la tine este, ce zici, deci neștiința asta noastră, needucarea asta noastră vis-a-vis de tot ce nu e atitudine, ai văzut, brădeți. Am făcut repede două tabere. Niște nenorociți care iau din cum sunt și băi, cum n-ați sprijinit să amărâți, așa. Fumat, antifumat și așa mai departe. Nu sunt decât două tabere, nu există zona de gri la noi. Deci asta ar fi una dintre întrebări. A doua dintre întrebări. Totuși, în momentul în care dai replică criticului, nu ți se pare că validezi? Pentru că am unit o nutriționistă care vorbește complet aiurea despre niște salate care sunt niște chestii cu salate care se întâmplă undeva prin anii 1800, nu știu, pe care le traduce prin niște linguri complet iarăși aiurea și folosește niște cuvinte la care nici măcar nu știu să le citesc, adică e o chestie așa, se fere. Și toată lumea să zice și de like. Adică mi se pare, bă, cam cât de prost să fiți, nu știu, iarăși, la zi, de copil McDonald's. Așa, și spune că 70%, de fapt asta cu 70% ți-am comentat. Nu, prevenția în România nu există. Fără. O să intru în discuția despre vaccin. Nu, lasă dracu vaccinul. Asta e vaccinul. Dar avem Olivia care ne poate spune imediat. Da, și ai văzut că comunitatea a ieșit și a banat Facebook-ul ei. Deci se întâmplă lucruri. Dar prima întrebare. Educația. E o oportunitate. Știu, e criză, oportunitate. Chinezii, semnul de criză e oportunitate și risc. Deci orice criză e oportunitate, să educăm, zic. Adică, dacă noi știm că asta este problema, să investim în educație. Fiecare brand să-și asume o bucățică, pentru că fiecare brand are niște... Stai că dau una ca să te omor, să fiu sigură că... Dar zic că prea unii întrebări. Nu, dar nu mă pot abține, mă, ești copil, adică despre ce vorbim? Educăm de 20 și ceva, dar și alegem în continuu acei ștârpiți. Cam cât de proști putem să fim? Vă pun educați-vă, măi, spăi și-a. Dacă nu educăm, sunt alții care educă. Se trezesc tot felul de oameni pe Facebook care devin. Eu am avut o problemă cu domnul doctor, nu știu cum se zic, Mecinicops. El tot timpul ieșea și zicea câte ceva. Tot timpul companiile aveau o problemă cu el. Mai mult, jurnaliștii nu-l plăceau, dar dădea bine la TV. Deci da, probabil suntem niște proști care suntem cumpărați cu televizorul. Dar asta este realitatea și până la urmă percepția așa se formează, că vreau, că nu vreau, că eu brand cred că am dreptate și restul sunt niște proști, asta este, dar percepția se rostogolește și fiecare își ia bucățelele pe care le vede, ca în reclama aceea cu Pepsi, apropo de pro și contra, da? Filmul românesc este înjurat de Pepsi, când de fapt mesajeratul, dar nu asta contează, dar cumva comunitatea se rostogolește, lucrurile, oamenii vorbesc, lucrurile se întâmplă chiar dacă ne place sau nu, sau chiar dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și orice prostie de genul ăsta, care este înghițită sau nu de oameni, poate să aducă un damage destul de mare unei companii. Până mă apuc, eu știu cum e cu adevărul are picioare scurte. Până mă apuc eu să-i mâncar și să-i zic că lui că nu e adevărat, deja toată social media și mai stau acum canalele astea de copiază tot și dau click aici, moarte sigură, sau mai știu ce alte prostii, se întâmplă. Dar asta e realitatea. De-aia avem așa o rată mare de crize. De-aia, adică și pentru mine a fost o surpriză când am întrebat antreprenorii și am văzut că în ultimile 6 luni au avut o problemă. Pentru că se întâmplă de la orice prostie scrisă pe Facebook, de la orice om care, nu știu, vrea niște like-uri sau niște prieteni și găsește el o prostie, nu știu, poate ne întâlnim și cu puii vii. Am avut acum câțiva ani cu libertatea. Deci, eu zic că trebuie să educăm, efortul e mare, dar asta e. Dacă nu noi, educă ceilalți. Se educă ei între ei. Mulțumim. Mai luăm o singură întrebare. Eu vorbesc destul de tare, da? Acum zic. Mulțumesc. Întreba să trebuie să mă luați. Pune-mi și mie. Când doamne ne considerați că o situație ajungă la nivel de criză? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua, pot să ne dai un exemplu de o criză pe care ați gestionat-o și cum? Dacă puteți cu nume de brand, bine, dacă nu... Nu o să pot să-ți dau nume de brand, dar povestea de la început cu antreprenorul și produsele în Carrefour, e o poveste adevărată, gestionată de noi. Era un ONG, Greenpeace, care avea o
o directivă internațională să găsească produse modificate genetic sau măcar să ia de lider în unei categorii. Au făcut-o pentru că aveau nevoie de vizibilitate, povestea nu a fost adevărată, soluția a fost o campanie împotriva organismelor modificate genetic făcută împreună cu brand-ul. Dar a fost un caz fericit că nu era adevărat. Adică. În ceea ce privește când, aici e destul că de... Ai zis bine mai înainte, orice nebun poate să pună un comentariu. Așa este. Așa este. Depinde cum se rostogolește comentariul respectiv. De exemplu, noi nu reacționăm la petiții. Toată clientul se sperie cum vede cuvântul petiții, noi nu mai cumpărăm produsul, petiția online și așa. Dacă acel lucru nu ajunge la, apropo de monitorizare, nu ajunge la acel KOL care într-adevăr are credibilitatea să ducă mesajul mai departe, dacă nu e un om siguran, dacă nu e un, nu știu, blogger mare și așa mai departe, încercăm să ne limităm pentru că eu cred că dacă o poveste este alimentată cu cărniță, ea devine mai mare înainte să fie mare. De aceea un articol negativ nu este o criză. De aceea un titlu greșit nu este o criză. Pentru noi, criză înseamnă momentul în care produsul are de suferit, compania, reputația companiei are de suferit public, dacă subiectul acela are potențial să ajungă pe TV, nu știu, subiect de ProTV ora 5 sau ora 7. Deci depinde foarte mult de situație, dar nu înseamnă că le lăsăm... Asta vreau să întreb și cum se întâmplă. Deci ai sesizat pe un brand de care vă ocupați voi că apar anumite probleme, dar încă nu le considerați ce se întâmplă acolo. Le monitorizați ce se întâmplă. Le monitorizăm tot timpul, ne uităm să vedem reach-uri, ne uităm să vedem cine e personajul care scrie, ce e în spatele ideii, că poate un personaj care, nu știu, am avut situații de blogger începător care căuta să-și atragă fani. Am avut, de exemplu, și intervenții pe un produs de al nostru de la Junimea. Nu am reacționat, am reacționat very friendly, n-a fost nicio, nu ne-am crizat. Deci, cred că asta este esențial, să vezi unde, să vezi potențial, unde poate să ajungă. Ce e extrem de important e dacă angajații reacționează. Deci e posibil ca un articol negativ nouă să ni se pară nouă de afară, da, consultantul, să ni se pară, băi, vorbim cu jurnalistul, o rezolvăm, nu-i problemă, dar în interior angajații se panicheze și atunci... Angajații clientului, brandului respectiv, da, și atunci cumva comunicarea nu e externă, e internă, că problema mea nu e externă, dar am un public extrem de nemulțumit. Depinde de la caz la caz. Mi este foarte greu să zic că mă fac așa sau nu fac așa, că nu există o rețetă. Ce pot să zic e că în ultimii 3 ani am avut în jur de 30 de crize, majoritatea crize care puteau fi preîntâmpinate. Adică știam că iau o decizie de business, dar nu am făcut nimic. Am luat-o și după aia s-au întâmplat lucruri. Și ați avut situația în care clientul n-a mai ținut cont de ce ziceți voi, s-a speriat și a reacționat el? Nu. Am avut situații în care nu am fost lăsați pentru că la masă tot timpul situații de criză e un avocat. Deci inamicul nostru numărul 1 nu este clientul sau directorul general, e tot timpul avocatul. Acolo e problema, dar asta depinde foarte mult de cum se gestionează discuția. Dar într-o situație de criză, avocatul e unul dintre cei care i-a dus la masă. Mersi frumos. Avocatul client. Avocatul client. Mulțumim. Da, eu vin de la corporație, un potențial client, dar de la Cucuraș, care nu se panichează repede la diverse titluri. Deci, începe prezentarea mea referindu-mă la un grafic care l-am văzut în prezentarea de la Ana Maria, care era acele două triunghiuri, comentariile negative cât de mult pot influența oamenii dacă deja compania are o imagine proastă și cât de puțin pot influența dacă are o imagine bună. Voi ca antreprenor, de fapt, în primă instanță, cam asta faceți. Voi la corporație a făcut-o cineva pentru noi mai demult, când a pornit această companie de jos și a făcut-o dita mai multinațională. Și rolul vostru este să aduceți acel plus valoare, acea plus valoare, acel element care să facă pe consumatori să vă iubească. Și ulterior, să fie mai puțin receptiv la orice situație de criză inventată, la cele reale,
mai vine și răspunderea antreprenorului și a companiei. Și acum eu o să vă spun despre doing well by doing good. Un element al antreprenoriatului care poate, dacă reușiți să-l aduceți, vă poate da o valoare plus brandului vostru. Partea de antreprenoriat social. Ce înseamnă antreprenoriat social? Un an de zile am început o campanie numită și Vas de Venture, în care căutăm business-uri care activează în această zonă. În esență, căutăm business-uri care rezolvă probleme din societate. Probleme reale, de zi cu zi, mai mari, mai de sănătate, de infrastructură ecologice, dar probleme reale din societate, care îmbunătățește viața comunității, care sprijină dezvoltarea cetățenilor. Deci pot fi și business-uri de educație. Ajută mediul înconjurător, cum am zis, dar în esență sunt business-uri. Nu sunt fundații, nu sunt ONG-uri, sunt societăți comerciale. Pentru a înțelege mai bine de ce nu sunt fundații sau care sunt diferența între ele, în acest chiar puteți vedea ce înseamnă de fapt fundația efectiv. Fundația e zona în care finanțările se obțin în totalitate din sponsorizări, din donații, cheltuielile sunt mai mari decât orice veniță ar putea face printr-o activitate caritabilă și au mereu nevoie de un ajutor de la o terță parte, o companie multinațională sau de la societate în general. Mai există o organizație non-profit mai aproape de zona de mijloc, care are o activitate de venituri, dar nici ea suficientă. Desfășoară activități producătoare de venituri, dar nu suficiente ca să se susțină. Noi, multinaționalele, voi, antreprenorii, de obicei, zona asta, business tradițional, facem bani, facem profit, mergem în cheltuim, ne simțim bine, eventual facem un pic de CSR. Mai donăm. Mai dăm la cineva care mai plantează un pom în numele nostru, mai... Acum e și o mare dezbatere cu reciclările la... Statul ne obligă să dăm o anumită sumă de bani unor reciclatori, deșeurilor pe care le producem. Poate acel reciclator nu-și face treaba, dar numai dăm. Adică noi, în esență, ne vedem de treaba noastră să facem profit. Ce este zona asta de mijloc? Noi am zis la Shivas, business as it should be. Adică produci profit, dar toată ideea ta, problema pe care o rezolvi, modul în care o faci, are legătură cu rezolvarea unei probleme din societate. Puțin mai apropiate de ONG-uri atunci când peste 75% din venituri sunt activități comerciale fără profit, mai în dreapta când totuși profitul nu în totalitate se reinvestește, nu mai se ia și acasă în totalitate să mai cumpără o vilă, dar cei din zona de mijloc, tot profitul este reinvestit în activități cu impact social. Dar există profit. Există asemenea business-uri? Există. Noi, am zis, avem o competiție numită și Vas de Venture. E la al treilea an, la nivel global. Anul acesta va începe a doua ediție în România. Și aici sunt două exemple din prima ediție, din Ucraina și din Bulgaria. Line 24 e o companie, în esență, asistență medicală privată, la domiciliu, pentru oricine, se plătește o taxă, taxa aia e diverse abonamente, cam ca la orice sistem medical privat, dar pentru persoanele în vârstă sau cu venituri foarte mici, au un abonament lunar subvenționat. Orice pensionar poate intra la ei în sistem, gratuit, sau la costuri foarte mici în funcție de venituri pe care îl are, pentru că folosește veniturile pe care le generează de la noi ceilalți, care ne permită să accesăm pachetele mai mari. Și beneficiul este clar pentru persoanele vârstnice sau cu venituri mici, accesul la un sistem medical performant. Artesis. Asta mi s-a părut chiar foarte interesant când am văzut-o. Persoanele care, datorită unor incidente, accidente, probleme genetice, au ajuns să aibă nevoie de o proteză, suferă foarte mult, emoțional mai ales, depresia este prezentă, se retrag din societate, pentru că nu le e prea confortabil să se prezinte chiar și cu o proteză normală în public. Iar cei de la Artesis au decis să transforme aceste proteze în elemente de design, în elemente de fashion.
Și la fel ca și cei de la Line 24, vând mare parte din ele atleților, sunt niște proteze foarte performante, gama lor de vârf, atleților, armatelor și altor societăți comerciale, pe bani mulți, iar din profit investesc și dau aceste proteze gratuit, tot pentru persoanele cu venituri limitate. Iar protezele sunt un fel de fashion statement. Avem exemplu și din România, pentru că am avut prima ediție în care s-au înscris la noi în țară o grămadă de finaliști, care au fost o grămadă de antreprenori, care au fost jurizați de Cristi Ghenea, de Marius Ghenea, de Cristi China, de Andreea Esca, care și Bizo a fost alături de noi, care a mai fost promovat și la alte evenimente dedicate antreprenorilor. Am avut 76 de afaceri înscrise, 10 semifinaliști, 5 finaliști care au participat la un eveniment de pitch și un câștigător. În România, câștigătorul competiției a câștigat 5.000 de euro. Și a mai fost și un vot al publicului care a câștigat 3.000 de euro. Asta e cam puțin comparativ cu premiul global pe care Tudor Copala și partenerul lui de la Safe Drive au ocazia să îl obțină. Mai devreme se vorbea de finanțare. Finanțarea e importantă într-un business, dar de obicei nu banul e principala problemă. Când v-ați gândit la un business, cam știți linia de finanțare. E vorba de coaching, de educație, de mentoring. Tudor tocmai a fost în Marea Britanie, la Londra, la un Accelerator Week cu investitori, cu trainer din toate domeniile industriei, făcut pentru toți finaliștii din lume. Dar e și partea de bani. Marele premiu, sau premiul total, e $1.000.000, care se poate împărți între finaliștii din toate țările. Sunt $250.000 într-o etapă și $750.000 în alta. Revin, deși fondurile sunt substanțiale, dar partea asta de coaching și de educație e cea mai importantă. Cred că am apăsat pe butonul greșit. Așa. Și am să lăs un pic pe Tudor să ne prezinte business-ul lui. N-am spus nimic despre el, despre Safe Drive. Să vedem cum vi se pare acest business ca și business de impact social. Numele meu este Tudor Cobolaș, locuiesc în București, România și sunt cofondator Safe Drive. Într-o lume în care 24 de ore nu sunt suficiente pentru consumul de informații, oamenii își riscă viața folosindu-și telefonul la volan. Problema ține de tehnologie, care a devenit a doua noastră natură. E ușor să-ți folosești telefonul în timp ce ai mână pe volan. Noi am realizat că oamenii au nevoie de motivație pentru a-și schimba obiceiurile. Safe Drive este aplicația care oferă puncte șoferilor pentru că nu-și folosesc telefonul la volan. Punctele devin vouchere cu care șoferii își pot cumpăra produse sau servicii din secțiunea Rewards a aplicației. Efectul Safe Drive este de reducerea accidentelor cauzate de folosirea telefonului la volan. Șoferii contribuie la bunăstarea generală a societății. Ei au grijă nu doar de viața lor, ci și de viața celorlalți participați la trafic. Șoferi, motocicliști, bicicliști, pietoni. Safe Drive înseamnă vieți salvate, reducerea costului de intervenție în caz de accidente rutiere, angajați mai concentrați și fericiți la locul de muncă, cât și costuri mai mici de asigurare. Safe Drive este o soluție simplă, unde tehnologia este folosită în beneficiu și nu împotriva noastră. Noi suntem Safe Drive. Ajută-ne să ne dezvoltăm afacerea. Cum vi s-a părut? Impact social? Ce vă spuneam de finala globală, care tocmai a început, 27 de finaliști din 27 de țări, va fi un câștigător. De fapt, toți vor câștiga, toți vor accesa parte din premiul de $1.000.000. Există crize, există parteneri care vă pot ajuta cu una cu alta, există în schimb și modul în care vă ajutați voi pe voi. Găsiți niște idei de afaceri diferite care să vă scoată în evidență, cum zicea și Mihai mai devreme, facă unici,
și dacă le puteți atașa și o componentă socială, reală, există cineva care nu vrea nimic decât să vă promoveze și să vă ofere posibilitatea de coaching, de training și acces la o finanțare, zic eu, destul de importantă. Acestea sunt imagini de la Londra, de fapt de la Oxford, unde are loc training-ul, unde a fost și Tudor. Acestea sunt cei 27 de finaliști care sunt acum la training și care se vor duela oarecum în perioada 9 mai 13 iunie pentru voturile consumatorilor din întreaga lume. Modelul de obținere a finanțării e oarecum crowdfunding. Oricare dintre noi intră pe site-ul Shivas The Venture în perioada 9 mai 13 iunie și alegem proiectul care ne place. Pentru proiectul ales de voi, Shivas îi acordă acelui proiect o sumă de bani, oarecum un like, un euro, ceva de genul ăsta. Și atunci noi, de fapt, nu costă nimic pe consumatori, dar dăm banii, o parte din ei, 250.000 de dolari, pe baza impactului pe care populația consideră că îl are o idee sau alta. După care, ultimii 750.000 de dolari sunt la o finală, care va avea loc la New York în iulie, tot un pitch, când fiecare dintre ei vor prezenta ideile în fața unor angel investors, companii specializate în investiții financiare mai mult și în funcție de verdictul care îl vor primi de la aceea, vor mai primi o parte din bani. Așa că, prima instanță, vă invit să intrați pe Shivas The Venture, să vedeți ideile, poate vă inspiră, să votați și dacă doriți să participați în ediția următoare, care începe de prin august. Mulțumesc! Și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Cosmin Jorcan. În primul rând, un comentariu. O fundație nu este neapărat o asociere de caritate. Conduc o fundație de 15 ani. Știți ce înseamnă unitate protejată? Oarecum. Este partea productivă dintr-o fundație. Vorbeați de probleme. Da. Când mai aveți timp de provocare? Noi cred că avem timp. Dar care sunt? Nuanța acolo care am subliniat-o cu fundația era vorba că o fundație, în esență, e concepută să obțină finanțare eventual pentru ea însă și cel mult ca să-și desfășoare activitatea, timp ce un business în mod normal e conceput ca să genereze profit pentru acționari. Iar zona asta de business social e zona în care cele două s-ar putea întâlni sub forma unei societăți comerciale complete, realizată în sensul de societate comercială, conform că, dar care să aibă ca și scop, ca și obiectiv, ca și activitate, rezolvarea unei probleme în societate. Ca și fundațiile generează business-uri sociale. Generează business-uri sociale perfect de acord cu dumneavoastră, de-am zis, care depășește nivelul de autofinanțare al fundației. Dacă a trecut de nivelul ăla, e de fapt un business foarte bun care se dezvoltă început într-o fundație, și el, de fapt, e un business în adevăratul sens al cuvântului. Generează mai mult venit decât aveți nevoie pentru fundație. Foarte bine. Dar esența fundației e să se finanțeze sau să obține finanțare. Da, unitate protejată înseamnă să angajezi persoane cu handicap. Da. Și apoi de la companiile care au peste 50 de angajați, să atragi banii care se dau oricum la stat prin lege. La 1000 de angajați sunt cam 10.000 de euro pe lună care se atrag către o unitate protejată. Iar fundația devine un business social pentru alte asociații mai mici. Da, și acel exemplu, cum l-am zis cu persoanele cu handicap, mai am câteva exemple care nu pot accesa, de exemplu, partea guvernamentală de fonduri, au fost câteva idei de genul ăsta care au fost prezente în ediția de anul acesta. Am avut și cu copii care veneau, cu persoane care au trecut de 18 ani, care veneau din casele de plasament și au făcut o brutărie în care, pe o perioadă de timp, ei învățau meseria de brutar, genera venituri compania vânzând pâinea, după care ei erau pregătiți ca și brutari mai departe în viață. Am un 200, ok, dacă aveți un asemenea business, înscrieți-l. E ok. Din
ce domeniu s-au înscris din cele 76? Au fost, pentru primul an, pot zic că au fost variate, multe pe zona de tehnologie și IT. Au fost prezente, au fost multe, au fost și câteva de producție, efectiv, cetăți comerciale care produceau echipamente industriale. Un exemplu, tot în finală, Sime 3D, care producea imprimante tridimensionale cu business-ul lor, și o altă variantă, imprimante tridimensionale de organe, care prin scanarea organismului bolnavului se poate tipări organul cu tumoarea sau, în sfârșit, care era afectat într-un anume fel, pentru doctor, pentru a-l vedea înainte de operație, pentru a ști mai exact cum să ajungă, cum să facă operație, să reducă timpul de operație și costurile asociate. Dar condiția era să fie un startup maxim 3 ani, nu? Da, da, nu da. Mai, că nu mai vechi de 3 ani. Nu mai vechi de 3 ani. Putea fi startup, putea fi la faza de idee, dar atunci să aibă un patent, ceva protejat deja, sau societate comercială care funcționează numai vechi de 3 ani. Okay. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă invit la pauza de prânz. Mulțumesc!